Selectăm tipul de taxă pe care vrem să o plătim, tipul contribuabilului, localitatea în care locuim și adresa. Suprafața apartamentului, tipul de clădire, iar programul ne va afișa taxa pe care trebuie să o plătim pentru clădire. Calculatorul de taxe poate fi accesat pe pagina de internet a Serviciului Public de Taxe și Impozite Constanța, www.spitct.ro. Programul ne permite să calculăm toate tipurile de taxe și impozite datorate bugetului local, fie că vorbim despre impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice sau taxele de liniște și siguranță adresate persoanelor juridice. Prin implementarea acestei măsuri, reprezentanții instituției urmăresc creșterea gradului de informare al contribuabililor prin limitarea la maxim a timpului alocat în acest scop.